pirați, rămas pe terasă, dar nu să spele puntea, e Pepe, care după ce a fost la piață, trebuie să o facă pe ospepetarul. V-a luat comanda? Da. Nu? Spuneți-mi, vă rog. Nu, cred că așteptam. Pe mine mă așteptați? Trebuie să strigați, ospătar! Pepe, vine mă încoa! Spuneți-mi. Deci vrem două porții de cartofi prăjiți. Așa. Încă nu s-au distribuit sarcinile foarte clar. Mai servesc pe la o masă, mai postez ceva, mai verific. Și am o ciorbă de pui fasole cu purcel, clătite delicioase. Vă așteptăm și vă oferim din partea casei o atmosferă creată de vedetele noastre. Mică Tociu, Minodora, Mărin mă sună. Da, Nea Mărin. Pepino, vezi că l-am trimis pe Romică, cu toate comenzile care luată. Deja a dat comandă la casierie. Ia mașina din parcare, mașina care e inscripționată cu la pirații. Trage-o în față. Vine Romica, pune țela și vă duceți amândoi și duceți comenzile. El știe ce comenzi. Da, are tot. Tu doar ia mașina, pornește-o, pregătește-o. Stai-mă puțin. Deci am servit la masă, am făcut promovare și acum trebuie să mă duc la domiciliu mâncarea. Ce zici, mă? Ce ai făcut? Ai luat comenzi? Am luat comenzi, da. Da. Bravo! Uite așa porții. M-a nebunit cu Anamița. Am dat numai pe fundul castronului. O întrebare pentru prima comandă. Realizați salata aia bulgărească și ce era altceva? Să nu dai cu ceva, sora. Aia în bucătărie mi-a zis, eu nu fac decât până la 2:30 și a terminat. Și aia e cu nervii, când o apucă pe bucătăreasă, pe bandem, și aia e mușcată. Că eu am întrebat-o, sora mea, de ce vreți bulgărească și comandați la noi? De ce nu comandați la bulgări, că e mai aproape? Corect, da, și era de acolo. Asta înseamnă că n-ați fost atent ce a vorbit Nea Mărin și eu mâine voi pune la ședință. Nu, dar Nea Mărin mi-a zis că ce dacă îi spui lui Ciufuta aia, să vezi ce de... A, Ciufuta fiind doamna de la telefon? Nu de tine a zis. Dar glumea. Da, glumea, cred că în glumă a zis. Nea Mărin își merită oamenii pe care și alege. Îi ia după înfățișarea și dilimăneala lui. Ai un bol cu două meniuri. Da. Aveam peste stradă, de aici la cât traversam, la starea civilă. Perfect. Sunt astea două, da? Astea două, da. Așa. Bun. Bol cu bolurile ce faci? Păi le dai la client să-ți dea bani. Să ne dea bani. Am luat meniurile, am venit aici la starea civilă. Când am intrat aici... Să română, vă pup. Bine ați venit. Ce faceți? Să română, vă pup. A, avem un delivery. Da? Da. O grămadă de doamne frumoase și de fete extraordinare. Banii la bani. Fasole, imediat două minute să vă dau. Și bonul. Așa, fără bon să știți că nu prind. Păi numai, păi n-avem cum. Starea civilă, 40 de lei. Mulțumim frumos. Să română. Mi-au dat banii pe... cele două meniuri. Asta e cu bacșiș? Cu bacșiș, da. Și mi-au dat 50 de lei și pagă, frate. Vă doresc poftă bună. Mă bucur din suflet. Mă bucur din suflet că v-am cunoscut. Că trebuie să mă bag aici, să mă concentrez. A plecat Romica și am rămas cu Sânzian. Pe mine m-a pus să vopsesc stupii. I-am curățat, i-am vopsit, i-am dat așa cu vopsea roșie. Am terminat, gat, cred. Gat, gat. Gat. Ia pune pensul acolo, pune pe cutie, șterge-te pe mâini, șterge-te pe mâini și vină coace. Curgea vopseaua aia, trebuia să-mi dai încet, să mă dai uniform, să... A, mi-a luat destul de mult să vopsesc tot stupul ăla. Păi și noi acum, mirea care ne-o dați de aici? E stupi. A, credeam că acum care ai o faci. Ai stupi în roamele astea, că nu sunt bune. Aha. Când a început să iasă un fum de acolo... Câte una, câte două, câte trei. Să nu se stingă focul. Miroseam și a vopsea și a grătar și a fum și bă... Bine totuși că am scăpat de albinele alea, adică nu mi-au făcut nimic. Ce? Mi-a intrat în ochiul ăsta. Cum să intre în ochi? Greu, pentru un kilogram de miere muncești destul de mult. Hai, hai la celelalte, Pepe. Mergem cu mașina. Hai. Și am zis, hai, pune-mă la mașină. Și mergem să deliverim. Hai. Aici, nu? Hai. Stai să vedem cum le așezăm în mașina asta. Ne-a pus pungile, le-a scris mămăcața și ne arată troașca aia de mașină. Super. Cum îți deschid eu? Eu, sincer să fiu, nu știu să conduc din asta, cum mi se spune, manuală. Eu sunt cu aia automată, pac, pac, oraș, și eu am rămas în dreapta cu GPS-ul. Să-mi zici pe unde iau, că tu ești cu GPS-ul. Da. Așa. Asta e 1 decembrie. Pepe a zis, lasă-mă, frate, că eu sunt șoferul iadului. De ce dai
bine, bine. Dar cine ne împinge sau cine ne trage? Centura, mă, centura, mă. Ce? Nu știi care e a întâia, care e a treia. Intră dintr-o viteză în alta, frânele nu țin bine, volanul în 20 de metri, ce, am făcut antrenament. Băi, mai încerc. Se reconfigurează traseul. Peste 100 de metri. Virați la stânga. Virați la stânga. Bă, ne-a omorât aia, bă, băiatule, ne-a omorât. Bă, da, frumos, toarce motorul. Merge, bă, vrei să spun ceva? Toarce. Rar am văzut o mașină ca asta. Ăsta delivery, frate. Nu intra între a treia, nu dădea între a doua. Asta este foarte bună când mâncarea nu este așezată la... Da, se așează, se așează, da. Se așează bine. Ne-am oprit de 4 ori în intersecție. Chiar am mers cu 30 la oră. Când se așează la drum, frate, se rapata... Lasă-mă, ești nebun! Ușor, Pepe! Frate, când se așează la drum, deci se simte, bă. Eram în safari. Strada 1 decembrie, bloc Z1 Scarabe. Ia stai puțin. Ce să stai puțin, bă? Stai, mă, cum se deschide asta? Deschide-mă tu pe partea aia. Zici că suntem Stan și Bran, bă, dă-o dracu de treabă. Poftiți, domnul Tociu. Stai puțin, mersi frumos, domnul Pepe. Am încercat să merg cât se poate de lin să nu vărs marfa. Complicat, pentru că Tociu stânga, dreapta, dreapta, stânga. Aici, gata, oprește, oprește. Dar noi pe unde intrăm? Stai, taxi! Z1, Scarabe. Care este Z1? Spate. Cum? Asta, mă, că l-am la picior, la piciorul lui, mă. Nu e, mă. Pe noi ne-a adus GPS-ul în spatele blocului, nu în fața blocului. Ia un meniu. Ia un meniu, păi, fi. Și uite-mă pe mine cum am devenit și valetul lui Tociu. Deschideam ușa. Eu o deschideam, el și-o închidea. Eu o deschideam, el și-o închidea. Delivery! Nouă, mă? Nu cred. Păi și ce trebuie? Era apartamentul 10. M-am gândit, bă, te pomenești că mi-o fi dat greșit aia și am început să bătem la toate ușile. Eu stau mai în spate. Delivery! Să rămână. Romica Tociu, sunt. Ați comandat cumva la delivery dumneavoastră? Nu. La hotel, la pirați? Nu. Una m-a recunoscut, dar ce faceți? Dați bani? Nu dau, doamnă, niciun bani. Eu vreau să iau, că sunt cu delivery. Să rămână. Ați comandat dumneavoastră la un delivery, ciorbă de fasole și asta? Nu. A greșit adresa. Bă, Romica, mă mâncați, ești gurat. Bă, am zis, bă, ce dracu, hai să ne mai uităm o dată. Bloc I3, nu e, mă. N-am ajuns la scară care trebuie, că n-am citit că e Z, era Y. Hai, mergem pe jos. Unde mergem? Z, e aici, Y, Z. Era Y, să moară mama, nu e Z, aoleu. Sănătate, să-ți Dumnezeu sănătate și să-ți meargă afacerea când noi venim la noi să zici am 200 de stupi și merge treaba. Mulțumesc. Am bătut palma cu el, am luat borcanele. Când m-am întors în fața restaurantului, vine, veni pe la mine, vecine! Ceva, vecine! Vine! Trei vecine! De când ne pupăm? Eu te-și pe laptop-ul ăsta! N-ai, mă, n-ai ei! N-ai, mă, bă! Tot timpul stau cu teamă că ei vor intra prin restaurant și vor fura. Ăsta s-a aranjat. Stai, mă, stai, mă, că nu-i fac, mă, nimic, mă, stai, mă. Stai, mă, de aici, ce afacere. Da, mă, nimic nu-ți merge, mă, auzi, uite-te. Sărăcie, ce sărăcie. Uite-te un pic la noi, așa, îi vezi pe ăștia doi? Ăștia o să te închidă. Cine, ăștia? Ce spune? Ăștia pe mine. Nu, nu, el. Ce geam ai, Gianu? Mare drujbă, ce stai stâlpi aia și cade toată asta, o să vezi. Auzi, vezi dacă e să tai drujba aia? Ia, dă din colț. Dacă din colț. De dimineață așa. Era ți-ai cu să fii să ajungi. Era ți-ai cu să fii. Era să ni aici. Eu nu am mai făcut nimic, nu am mai furat nimic. Am venit frumos și eu la treabă să mă apuc și eu de pe rasa noastră. Ne-a alergat pe mașină, dacă mă dezbrac, să vână tot. Ne-a omorât. Ne-a omorât. A zis că e pentru el? Da. A omorât. Pentru el. Pentru el. Pentru el. Din senin. Băi, fraților, din senin. Ce vreme ai avut în cinci să dai? Trebuia să-l calci că m-a omorât. Bă, nene, nu mă face, că spart toate geamurile și vă dau cuvântul meu de onoare. Dacă cumva mă scoate din sărite, fără ca eu să fi făcut absolut nimic,
Eu îi sparg geamurile de la restaurant, de înfloresc business-ul. A, uite, mă. Bă, ce? Ăla mi-a dat ca să mă încurce. Și noi unde ducem mâncarea, tată? Unde? Băi, nene, departe, mă. Hai, du-te, mă, înainte, că iau mașina. Du-te, iau mașina. Bă, unde e, mă, Z1? Organizarea ne mănâncă aici. Aici, chiar pe bună, dacă vrem să facem vânzare, trebuie să fii atent la detaliile astea. Cu cine comunic, când comunic, să timpii să fie scurtați, să ajungem când trebuie, să încasăm mai mult. Închide ușa. Nu închid. Și am ajuns în sfârșit la blocul Z1. Mamă, ce ușă are, zici că e la casă. Dacă nu mâncăm noi toate meniurile astea reci. Nu, mă, că le ducem repede. Am ajuns la Z1, apartamentul 30, am urcat la etajul 2. Delivery! Sărumâna! Dumneavoastră ați comandat? Da? Bună! Sărumâna! Alina, dar te-am căutat ceva. Și a ieșit o doamnă, cred că i-am arătat, i-am dat ciorba cu tare. 20 de lei este. 20 de lei, poftiți. Da? Da? Mulțumim și noi. Avem cum să mergem să cerem un frigider la un om, că ne dă cu ceva în cap, ești nebun? Și să-l cumpărăm e 9 milioane, 10 milioane ăla de frigider. Ne-am dat seama că ușor, trebuie să facem rost de multe lucruri. L-am sunat pe Scărlătescu pentru frigideră. Te pup! Ce fac, mă, Scărlătescule? Bine, mă, frigideră, bine. Bucătarul meu preferat. Ponte e preferat. Acum tu ai devenit odată preferat. Am rugăminte la tine, sunt la Mangalia. Vreau să-mi deschid o afacere, un business, o terasă, un ponton plutitor, să pun și eu 2-3 frigidere, să vând 2-3 mici, să fac un grătar. Și o începem cu frigiderele. Am nevoie de un frigider. Depinde ce buget ai. Bugetul meu e pe zero, așa, un pic spre 2 lei, maxim 10 milioane, trebuie să iau și marfă. Dar tu care câștigi o grămadă de bani... N-ai semnat. Niciodată n-ai bani. Te rog să revenim. Eu sunt bucătar, nu sunt cu bere, nu sunt cu suc. Eu pot să te consiliez doar de mâncărică. Bine, mă, și în ce ții tu alea de le gătești tu? Voi nu țineți bucătarii mâncarea în frigider? Ba da. Păi fă și mie rost de frigider. Stai că te sun mâine. Eu ajung de la Constanța mâine seara. Și poți să ajungi până la Mangalia o jumătate de oră? Te plătesc. Nu pot să cred că există așa ceva. Stai că nu mai... Haide că... Hai, te rog eu ajung, dar mă suni? Azi? Te sun. Bine, șef, Scălătescu, te pup. Bine, ciao. A sunat cineva? Ce să vezi, nu. Sună-l pe Bontea. E clar, ne-a refuzat frumos. Treci și deschide-mi. Lasă geamul ăla deschis. Păi nu merge asta, păi nu merge. E blocată. Am avut valet, făcea Pepe, fiu al d***u dacă îți mai deschid. Și-a luat valet, suciu. Și valet am Pepe. Poftiți, maestru. Mersi. Stai să iau eu alea. Zice, mă, e rău. Deschis la o valoare, mă, nu la oricare așa, știi? Delivery! Salutare! Da, nu vă filmăm. Nu vă filmăm, de cum vă salutăm, atâta. Te salut, Adrian. M-am adus și borulețul și veniurile și tot. Dacă nu te filmăm, ești la amantă, ho. Mulțumesc. Asta este exact ce ai zis. Da, că da. Vedem și restul, dar trebuie să mergem la mașină să luăm. E ok, rămâne așa. Rămâne, mulțumim frumos pentru comandă. Da, poftă bună, vă rog. Nu, salut. Nu vă dăm la televizor. Nu vă dăm la televizor, vă dăm la radio. Mă, dar duceți necerte. Dar ce crezi? Ne-a dat și șpagă. Ca să nu-l filmăm. Deci dacă nu-mi dădea șpagă, îl dădeam. Cam asta e... Hai, cam Saturn. Asta e treaba. Mai avem ceva? Mai avem doar la Saturn. Hotelul. Până în Saturn mergem. Serios? Jur. Are impact la oameni, zâmbește frumos. Nu o să vedem fețe supărate. Când mergi cu soțul pe stradă, toată lumea zâmbește. Trebuie să merg la Leven la terasă, care e la Neptun. Are o terasă imensă. Și m-am tot gândit. Mergem la Leven la terasă. Unde? Neptun? Cea mai mare, unde veneam eu când cântam eu pe vremuri. La ce Neptun. Cântai? Ok.
Nu cântam ochii, cântam direct din cartier pentru băieții mei. Port tot respectul numai pentru ei. Levent e un prieten foarte bun de-al meu, care am copilărit aici în Mangalia. Știam care cea mai frumoasă terasă. Haideți să vă arăt împrejurimile. Uite, dacă aveam și noi un palmier de ăsta la noi la terasă... Dacă îl pui pe ăsta pe terasă, cade pontonul cu totul. Dar nu-l punem pe terasă, îl punem... Dormi palmier direct. O să ai impresia că nu ai plecat din Asia niciodată. Am intrat acolo, am văzut pe terasa lui Levent câtă grijă are, cât de pasionat e de tot ce înseamnă verde, cât de curat e. Că arăta și la noi așa... Clasic și mechi. Mai cu inima întoarsă, mai cu... Salut, Levent, ce faci? Bine, frățiorul, ce să fac? Bine, bine. Ideea este următoarea. Îmi deschid și eu un business. Da. Să-l omorâm până ne-am urinci. Pe pontonul plutitor, chiar în port acolo unde pirații. Da. Vis-a-vis am luat eu căsuța aia plutitoare și vreau să-mi deschid și eu, să fac și o nebunie. N-ai cumva un frigider de te încurcă? Am dat-o pe așa. N-am mai. N-ai ceva stricat pe aici să ne dai și nouă? O... Ladă frigorifică. Orice, nu-i problemă. Un frigider de băuturi ne trebuie în primul. Ce ladă frigorifică? Iată. Mă poți ajuta? Sigur. Cata, am făcut proze. Ce credeți, mă, că nu mă descurc? Bă, unde-s prietenii? Prietenii-s prieteni. Toată viața. Și tu, dacă ai nevoie de ceva vreodată, da. O vorbă bună, că altceva ce, doamne, iartă-mă. Un bolin. Singur m-a întrebat. Bă, dar nu mai ai nevoie de ce? Ce vrei tu să faci? Și zic, bă, vreau să fac și o terasă, uite, să fac o daia, o daia. Păi și nu mai ai nevoie de ceva, de ce ai nevoie, că-ți dau. Va să ruga de noi să ne dea câte ceva. Zic, bă, nu lasă, dăm frigiderul și e bine așa. Dacă poți să ne-l arăți și nouă, ăla de ne-l dai. A, vrei să-l iei acum? Da, poți să ne-l dai acum? Da, și să vedem unde e băgat. Au? Nu putem să rămânem aici. Să zicem că e a noastră? Să luăm încasările de aici? Nu știu, luăm ce prindem de pe aici. Nu mi-e place aici. Nu sună rău nici antic. La ponton antic. Ai prins-o? Marco și văd. La ponton antic. Și noi unde suntem? Noi doi. La, în Liviu și a... La ponton... Elei ponton antic. Și acum mai de rușine, mai de... Și niște verdeață, dacă ai putea să ne dai un palmier. Dar nu vrem foarte mult. Doi palmieri, dacă ar fi. 2, 4, 6, 8. 8. Vei merge și ne oprim și acum să-i vedem. Asta e mai nesimțit decât... Bă, nu puteți să deschizi gura că el avea ceva. Eu am spuneam de la orice, pentru că mi-am dat seama că afacerea noastră nu are nicio șansă dacă băiatul ăsta nu ne ajută, pe cuvânt. Să vezi, zice, palmier, să nu pui de aia mari, că ne cade coșmelia pe noi, se răstoarnă barancagiu. Am dus, am luat frigiderul, ne-a dat omul un frigider imens. Un frigider imens. De două persoane. De două persoane, maxim. Dormi în el, dormi nici lejer. Dar cum stai, mă, tu cu o mână, mă? A, dar nu că pe mai... Puternic! Ce fac, camping? Mama mea! Băi, dar să cade până... Ține-l, Gogule, că să nu cadă pe noi! Hai! Să mă... De trebuie a trei paranormalul 8. De ce? E supătoare! De la frigider mi s-a lăsat pe mine singur cu frigiderul ăla și mi s-a pus un clic. Și mi s-a blocat spatele. M-a luat spatele. Te mai uiți în buletin. Acolo. Te mai uiți în buletin. Și a simțit m-a luat. Te-a luat? Da. Dar pe mine mă ia că am probleme, ești nebun. Lui Levent i-a mai venit o idee la un moment dat. A zis, bă, dacă tot faceți, te las. Nu vreți voi să spargeți? Dai seama că vrem să spargem tot. Păi dacă facem bani, să facem, nu mai mulți chiar. Mamă, ce tare e ăsta, porumb fiert. Păi trebuie să facem foc, să fac porumb. De ce foc? E puterie, nu faci foc, e porumb fiert. O tonetă din aia acoperită frumoasă, cu vase, pui apă în strachinele alea, fierbe porumbul și vinzi porumb. Puteai să zici nu? Puteai să zici nu? Dar în ce pui apă? În vase. Niște canțarule mari. Vrei să ne extindem? Da! Noi n-avem nici terasă și ne apucăm de porumb fiert? Da, porumb fiert, avem frigidere. Luăm din ăsta lavaj de ăsta, sau cum îi spune. Ce să luăm? Caravaj de ăsta de-a mâncat cu carne și pune frumos. Ce mocane cu carne? Caraș și baraș, taraș. Cum îi zice? Ce mai zic odată? Nu, serios, că eu nu mai țin. Nu tot să zic că strict. Spune și lui Leven, ce-am mâncat? Cum îi zice? Ce-am mâncat noi la tine? Caraș și carabaraș cu carne. Cum? Șuberec. Șuberec. Cum să zic, mă, de 100 de ori să nu te prind, mă, bore? Nu, eu cu lavaș. Lavaș, carabaș și șuberec.
Șuberec. Șuberec. Șuberec, mă. Atunci mergem la locație. Hai să vezi tu locația de acolo. Hai. Asta e cea mai bună idee. Vede. Cu porumb. Mamă, e senzație. Eu mă rog. Spargem. Și atunci am zis da, vrem și asta. Auzi, după asta informezi un somn. Te cunoști? Da. Un somn n-ar merge. Am putea să dormim și noi două ore, am făcut rost de atâta lucruri, ești nebun? Dintr-o dată. Și până la urmă e business-ul nostru, hai să zic ceva, deschide când vrem noi. Păi, dar și patronul trebuie să aibă mintea odihnită. Nu ai mintea odihnită, nu poți să te gândești și la profit. Când am băga frigiderul să nu cadă curentul în toată mamăgăria. Să-ți mănânc gura ta, dar n-ai început să faci, gata? Ah, nu face gura. Ia mări! Ia mâna! Eu la foc el după mine. Băi! S-a autodistrus sociul. Bă, stai nebun! M-am pe mine! Am crezut că nu văd bine. Ce-a făcut, mă, cu mașina aia pe casă? Am văzut o mașină pe casa unui om.